Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem de ce când vă uitați la videoclipuri vă apare în permanență că persoana la care voi vă gândiți vă caută sau vă spune anumite lucruri, dar de fapt în realitate nu se întâmplă așa. Avem trei variante. Varianta numărul 1, ulcica albă cu flori roșii, varianta numărul 2, ulcica verde și varianta numărul 3, ulcica neagră. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Sper că v-ați hotărât. Dacă nu v-ați hotărât, nu e niciun fel de problemă. Puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă și anume ulcica albă cu flori roșii. Hai să vedem de ce în etalări vă apare că vă caută sau că vă spune ceva, dar în realitate nu se întâmplă. Da, unul dintre voi visează destul de mult în anumite lucruri. Hai să vedem. O să mai iau încă un pachet, să vedem, poate că cu două pachete reușim să avem mai multe informații. De ce vă apare în etalare, dar nu se întâmplă nimic? Bun, aici există două situații. Unu. Situația în care acest bărbat, pentru că cred că aici sunteți foarte multe dintre voi, sunteți femei și cred că bărbații care vă uitați la această etalare sunteți destul de puțini, adică în sensul 1, 2, maxim 5 cred că, nu cred că sunteți mai mult de 5, da? De asta și spun, dar voi puneți situația în funcție de dacă sunteți femei, vă gândiți la un bărbat, dacă sunteți bărbați, vă gândiți la o femeie. Sau dacă sunteți, vreți să vă gândiți la o persoană de același sex, nu e niciun fel de problemă. Fiecare este liber să aleagă la cine se gândește. Bun. De ce am spus că sunt două situații aici? Una este în care acest bărbat este deja bunic. Iar cea de-a doua situație este când acest bărbat este mai tânăr. Dar nu cred că este mai tânăr de 30 de ani, ca să ne înțelegem. Pe lângă asta, aici unde vorbim despre o persoană care deja este bunic, această persoană cumva este șantajat. Este spune ceva de gen, dacă nu vrei să faci lucrurile, să rămâi în familie, să mergi după o anumită femeie, să faci anumite lucruri, nu-ți vei mai vedea nepoții. Pentru că aici se știe foarte clar că slăbiciunea sa sunt nepoții. De ce vă apare? Pentru că, de ce vă apare etalare și nu vine? Pentru că își dorește să vină la voi, se gândește la voi, are sentimente față de voi, se simte destul de rău față, fără voi, da? Este dezamăgit, simte că nimic nu-i merge bine. E clar, indiferent de vârsta pe care o are sau o avem, toți dintre noi avem nevoie de acele momente de iubire, tandrețe și așa mai departe. Iar această persoană nu beneficiază de aceste clipe, momente în viața sa. Doar că indiferent cât de mult se gândește la voi, indiferent cât își dorește această reîntoarcere la voi, tocmai din acest motiv nu vine, pentru că este destul de șantajat emoțional cu nepoții, pentru că se știe că ține foarte, foarte mult la nepoții. Inima sa bate pentru voi, bate destul de tare, aș putea să zic că pe zi ce trece, ce bate tot mai tare, ca și cum vrea să iasă din piept, pentru că vrea să facă lucrurile în așa fel încât să vină spre voi, doar că nu poate. Da?
Dacă vorbim despre această persoană mai tânără, aici pot se gândește la voi, planifică chiar să vină la voi, visează să vină la voi, dar există o femeie care posibil să fie, să facă parte din familie, posibil să facă parte, poate chiar să-i fie soție, dar pe o soție pe care o ține cumva într-un închisă. Din punctul lui de vedere, femeia respectivă trebuie să fie acasă, să facă mâncare, curățenie, așa, și să-i producă lui bani. Bani cu care apoi să meargă să se distreze. E foarte conștient că în momentul în care el renunță la familia respectivă, la soția respectivă, la mama respectivă, la sora respectivă și așa mai departe, pierde banii respectivi. Și odată cu pierderea acestor bani, simte că nu poate să meargă înainte, pentru că cumva este destul de dependent de banii acestei persoane. Și dacă persoana respectivă nu e de acord cu voi, atunci nu vine la voi. Asta nu înseamnă că nu se gândește, asta nu înseamnă că nu vrea să vină, asta nu înseamnă că... Dar această persoană, ca să zic așa, iubește mai mult partea materială decât sentimentele. Ține mai mult cont de partea materială decât de sentimente. Da, beneficiază de aventuri, beneficiază de distracții, dar nu beneficiază de iubire. Și asta îl deranjează destul de mult, uneori, nu întotdeauna. Cumva persoana din viața sa este acel tip de femeie, exact cam povestea albă cu zăpada, când mama vitregă vine cu acele mere roșii, dar pe jumătate sunt otrăvite. E cam așa este și în situația lui, numai că adaptat la zilele noastre, da? În secolul în care trăim. Își dorește un nou început, își dorește un început în forță, dar este destul de conștient că trebuie să facă o alegere. Acest bărbat poate să fie vorba de altă naționalitate, religie, să se afle într-o altă țară față de țara în care sunteți voi, cei care vedeți acest videoclip, sau, exact ce spuneam, sunt diversi factori care vă țin la distanță. Până la urmă, lucrurile oricum se vor, cum se spune în astrologie, planetele se vor alinia și această persoană oricum va ajunge la voi. Dar mai durează. Da? Pentru unele dintre voi, acest timp, aș putea să zic, este cumva la două puncte. Două puncte pot să fie două zile de când vedeți acest videoclip, poate să fie două săptămâni, două luni sau se merge maxim pe 2 ani de zile. Dar pentru, să zic așa, pentru 50% dintre voi, nu va dura 2 ani de zile, va dura mai puțin, adică maxim 2 luni de zile, până când această persoană, într-un fel sau altul, vă va da un semn. În momentul în care vă va da un semn, vă veți da seama că vrea să se întoarcă, pentru că își dorește să aibă parte de acea iubire împărtășită. Își dorește să aibă parte de tot ce la ce a visat. Această persoană, în acest moment, suferă de apatie, e așa mai retras, mai izolat, mai... Dar veștile din partea acestei persoane vor veni destul de neașteptat. Va veni într-un moment în care nici nu vă mai gândiți că vine sau va fi un moment în care veți fi ocupați, ocupate cu altceva și exact atunci primiți mesajul. Sau trebuie să mergeți repede undeva să rezolvați o problemă și exact acolo vă întâlniți cu persoana respectivă. Da? Deci, sau pe drum. Da? Deci există astfel de situații. Deci dacă dorința voastră este atât de mare încât această persoană se reîntoarcă la voi, da, această persoană se va reîntoarce la voi. Să, alte detalii pe care vi le mai pot da. Aici în prima, e clar că decizia lui va fi cu compromisuri. De ce? Pentru că, exact ce vă spuneam, știe, e conștient că trebuie să
renunțe. Ori renunță definitiv la voi, ori renunță la persoana cealaltă, pentru că cu ambele nu se poate. Indiferent despre cine este cealaltă persoană, că e soție, că e mamă, că e soră și așa mai departe, că e mătușă, depinde de la situație la situație și de la caz la caz. Dar cert este că finalul este că va veni la voi. Chiar dacă mai întârzie, dar de venit va veni. Și să trecem mai departe la varianta cu numărul 2. Și anume ulcica verde. Să vedem de ce vă tot apare netalări. Dar nu se vede nicio ulcică. De ce vă tot apare netalări? Dar nu se vede nicio mișcare. Se pare că o parte din voi posibil să fie abia să fie așteptat acest tip de etalare, pentru că am început să sughit foarte mult acum când m-am gândit la varianta 2 să încep. Probabil că sunteți nerăbdători. Oare ce vă spun? Să vedem de ce vă tot apare, dar nu vine. Bun. Pot să vă spun aici este, în primul rând, faptul că este genul de persoană care știe tot ce se întâmplă în jurul său, este o persoană intuitivă, tăcută, o persoană plină de secrete. Această persoană, în această perioadă, aș putea să spun foarte clar că dacă cumva nu are o altă familie, nu are o soție, cu siguranță are o amantă. În unele situații, nu în toate, bineînțeles că nu în toate situațiile, este o etalare generală, nu personală, deci nu e valabil pentru toată lumea, dar aici mai există și această posibilitate că această persoană se iubește cu o persoană de același sex. Poate să fie vorba despre o persoană din zodia Capricorn, leu, fecioară, vărsător. N-ar fi de mirare dacă ar fi chiar și săgetător. Ceva de acest gen. Ok, chiar și scorpionul văd că îmi vine în gând. Este o persoană care, persoana cu care trăiește, să zic așa, este o persoană brunetă, cu părul puțin ondulat. Este o persoană la care îi place viața, la care îi place distracția și cumva e genul de persoană care știe să îl țină acolo. Da, într-adevăr, sunt momente poate când merge cu familia undeva, sunt momente când poate merge împreună cu familia în vacanță, însă sunt și foarte multe discuții și certuri la care văd că asistă inclusiv copii. Sunt foarte multe cuvinte dure care se spun. Sunt momente când este atât de supărat încât îi vine să urle la lună, cum urlă lupii. Dar toate lucrurile astea sunt și din vina sa, pentru că, exact ce spuneam, există foarte multe secrete. Pe lângă toate astea, mai există situația în care nu are curaj să o ia de la capăt. Nu are curaj să meargă mai departe. Aici posibil să existe și situația când, din păcate, unul din membrii familiei sau cineva foarte apropiat este într-un
scaun cu rotile. Și este posibil ca de multe ori să se gândească, nu pot să plec și să las această persoană. Pentru că sunt conștientă că nu mă pot întoarce când e necesar sau când e nevoie. Posibil ca poate unul din copii să fie în situația asta și atunci preferă să rămână acolo până vede exact ce poate face și ce poate schimba. Din acest motiv refuză efectiv să vină spre voi. Nu că nu se gândește la voi, nu e că nu vrea să vină la voi, nu e că nu vă iubește sau că nu-și dorește să construiască ceva cu voi, ba din contră. Își dorește să construiască, își dorește să facă lucruri noi, își dorește o schimbare în viața sa pentru că deja simte că nu mai poate. În acest moment este pur și simplu capabil să schimbe inclusiv jobul, sau să aibă la job o promovare, să facă o investiție din care să se poată descurca singur. Cumva se gândește destul de mult că aceste lucruri le poate face doar alături de voi. Doar că în acest moment există o problemă de sănătate a cuiva și nu poate pleca de acolo. Și va trebui să mai aveți răbdare. Dar da, dorința vi se va îndeplini pentru că aici nu este doar dorința voastră, este și dorința sa și atunci cumva lucrurile până la urmă tot se vor rezolva pentru că în locul în care este acum este o situație destul de stresantă. Încercați cel puțin să nu mai puneți și voi paie pe foc, să trimiteți un mesaj sau să spuneți ceva pentru că s-ar putea fără să se vrea și fără să-și dea seama să-și verse toată acea furie pe voi. Bun, cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 2. Hai să vedem și la varianta cu numărul 3. Da? Ok. De ce în etalări vă apare, dar nu se mișcă? De ce în etalări vă apare, dar nu se mișcă? De ce în etalări vă apare? Așa, ia să vedem. Ups, aici situația este un pic mai încurcată. Există trei variante. Există trei posibilități pentru care această persoană întârzie să ajungă la voi. Dar vi le voi spune imediat. Până la urmă tot va veni, dar aici în acest caz vă spun din start, până să vină această persoană la voi poate dura inclusiv 7 ani de zile. Și vă și explic de ce v-am spus. E o situație un pic mai încurcată. Bun. Pentru voi vor fi niște știri surpriză despre această persoană. Poate că până acum, până în acest moment, poate că voi nu ați mai aflat nimic despre el. Poate că sunteți inclusiv blocate pe rețelele de socializare și nu puteți vedea ce face, ce postează și așa mai departe. Poate se află inclusiv într-o altă țară. Pentru unele dintre voi, această persoană este mai brunetă, are un ten mai măsliniu. Poate să fie dintr-o altă țară, exact ce spuneam. Și atunci, da? Chiar dacă voi încercați să vă detașați de această situație, de această conexiune, nu reușiți pentru că gândul vostru, visele voastre zboară tot acolo, zboară la gândul în momentul în care apare. Așa cum spuneam, veți avea parte de știri, vești, noutăți foarte, foarte rapide.
într-un fel sau altul, veți afla despre această persoană. Nu știu dacă din păcate sau din fericire. În unele cazuri este din păcate, în altele poate să fie din fericire. Depinde. De ce v-am spus că aici sunt trei posibilități? Una este că această persoană a greșit legal cu ceva și se află în închisoare. Doi este că această persoană s-a căsătorit cu altcineva și nu v-a spus până în acest moment. Iar varianta cea de-a treia este că persoana cu care a fost e însărcinată și nu o poate lăsa în acest moment ca să vină la voi. Exact, ce vă spuneam? Există aceste trei posibilități. Posibilități despre care voi veți afla, indiferent care din cele trei sunt. Dar le veți afla, le veți afla foarte curând. Le veți afla probabil de la o prietenă sau o cunoștință de-a voastră. Posibil să aflați de la o persoană nouă, o persoană pe care o veți cunoaște foarte curând și care vă va deveni prietenă. Exact de la persoana respectivă să aflați aceste lucruri. Poate că persoana respectivă l-a cunoscut sau îl cunoaște și are o anumită legătură, chiar dacă de o simplă cunoștință, dar știe lucruri despre el. Și astfel veți afla. La un moment dat această persoană va veni, dar va veni cumva vara spre toamnă la voi. Nu în acest moment. Da? V-am spus, aici poate dura inclusiv 7 ani de zile. Este posibil, maximul e de 7 ani, dar poate să vină și mai repede. Da? Dar cert este că veți începe comunicarea, dar pe ascuns. Veți începe comunicarea și veți vorbi destul de mult, mai mult prin mesaje scrise, și nu vă veți întâlni curând. Da? Adică veți ține legătura, dar doar prin mesaje. De văzut vă veți vedea până la urmă, dar cumva cred că întâlnirea voastră e ceva legată de luna octombrie. De asta am zis și sfârșit de vară, e toamnă, ceva de acest gen. Sau că această persoană este născut toamnă sau este zodia Gemeni. Gemeni, balanță, bine, Gemeni e vara, nu e toamna, dar eu, balanță, de exemplu, e toamna, da? De asta îmi spuneam. Și cumva legătura voastră va fi secretă pentru mulți ani de acum încolo. Este posibil ca această persoană, de fapt, să apară curând, dar legătura voastră să fie ținută secretă încă 7 ani de acum încolo. Sau 7 luni, sau 7 ani, ceva de acest gen. Nu văd în acest moment ca legătura voastră să se termine cu o căsătorie. Nu văd în acest moment ca legătura voastră să fie una normală. Văd doar în acest moment, sau cel puțin pentru acest an de zile în care ne aflăm, să fie o legătură secretă. După, energiile se mai schimbă și vom vedea ce vom mai afla. Dar acum asta este situația. Da? Deci motivul pentru care nu v-a căutat sunt cele trei. Închisoare, căsătorie sau apariția unui copil. Până la urmă, devenit va veni, dar mai durează. De asta, vă ia să ne talet că vine, dar încă nu apare. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi cei de la etalarea numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!